Ploaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Premier în această campanie electorală la cafeaua de dimineață, pentru că de mult n-am mai făcut o emisiune cu două persoane care înainte, să spunem așa, erau foarte active în viața publică, în viața politică. Astăzi, la emisiune, din partea Pro-România, candidatul pentru președinția Consiliului Județean, doamna Emilia Arcan, în viața de zi cu zi, senator. Bine ați venit în emisiune, doamna Arcan. Bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua și telespectatorilor care ne urmăresc. Alături de doamna Arcan a venit, ca să spunem așa, mâna dreaptă în această campanie, omul care mult timp s-a ocupat de administrarea județului din postura de manager al județului, domnul Cătălin Chiței, un mai vechi interlocutor de al meu. Bună ziua, bine ați venit! Director, bună ziua. Director de campanie. Director de campanie, dar spuneți cu curaj, doamna Emilia. Deci este director... Curajul se capătă. Ei, mi-am asumat un rol de executiv și de conducere în același timp și în Pro-România. Bună dimineața, domnul Bolănescu, bună ziua nemțenilor și îmi pare bine să revin la dumneavoastră. Și mie îmi pare bine să putem discuta cu doi oameni care, să spun așa, știu cu ce se mănâncă lucrurile și cum funcționează lucrurile. Nu neapărat că lucrul acesta este și unul pozitiv întotdeauna, că sunt unii care știu cum funcționează lucrurile și perpetuează partea rea a lor. Eu n-am avut ocazia, după ce doamna Emilia Arcan a devenit candidat la președinția Consiliul Județean din partea Pro-România, să discut, ca să spun așa, în direct cu domnia sa. Așa că mi se pare normal și firesc să o lăsăm la începutul emisiunii să ne explice și în această emisiune cum a făcut acest pas, care a fost motivația și care sunt, cum să spun, pașii pe care îi vede pentru viitor. Mă provocați și vă rugasem la început să nu ne aducem aminte din trecut. Dar nu vorbim de trecut. Aici vorbim despre lucrurile care se întâmplă. S-au întâmplat de ceva timp, de aproape 2 luni de zile. Este adevărat că această trecere a fost o surpriză pentru mine până la urmă, dar pentru foarte mulți prieteni și colegi pe care i-am considerat oameni sinceri și prieteni adevărați. S-a petrecut un eveniment neplăcut din viața mea într-una din zilele lunii trecute, când am fost provocată de un jurnalist din Neamț cu privire la un punct de vedere. Mi s-a adresat o întrebare: ce părere am despre venirea domnului Cuc de la Giurgiu să candideze pentru primăria Piatra Neamț. Și atunci eu, dezinvoltă și fără niciun pic de reținere, am dat răspunsul pe loc, fără să gândesc un pic mai departe că vor fi și consecințe, că voi irita, că voi deranja, că voi aduce atât de multă imagine urâtă partidului din care am făcut parte. Și, deci, în concluzie, dumneavoastră a spus, domnule, nu cred că e bine. Eu am spus un adevăr la acel moment, am spus că nu mi se pare normal să vină o persoană dintr-un alt județ, tocmai de la Giurgiu, să candideze la primăria municipiului Piatra Neamț, în condițiile în care municipiul Piatra Neamț și județul Neamț are un potențial extraordinar de mare de oameni competenți, oameni cu expertiză profesională, oameni cu bine pregătiți, oameni care știu să gestioneze o administrație. Și zic eu că nu era potrivită această persoană să vină dintr-un alt județ. Întâmplarea a făcut că s-a adeverit ceea ce se auzea la acea vreme. Eu am crezut că este doar o provocare, este doar o întrebare malițioasă, dar uitați-vă că acest lucru s-a întâmplat și chiar nu merită să mai discutăm
acest, deci, acest practic subiect. Acesta a fost motivul pentru care dumneavoastră... Da. Dacă foarte multă lume m-a condamnat reproșindu-mi că eu mi-am tatonat terenul de luni de zile, că totul a fost premeditat, aș putea să vin cu foarte multe argumente, dar nu vreau să le fac public, pentru că țin din bucătăria noastră a partidului și așa cum am fost un om devotat, o persoană corectă de-a lungul acelor 20 de ani în această organizație politică, zic eu că chiar nu merită să discutăm foarte mult pe acest subiect. Acesta a fost motivul pentru care eu am plecat, urmare a unor reproșuri, a umilinței până la urmă pe care am primit-o. Nu meritam. Și dacă din reproșurile pe care mi s-au adresat, cineva a crezut că mi s-a dat totul pe degeaba și nu am muncit în această formațiune politică în care am muncit 20 de ani, zic eu că s-a înșelat și nici pe acest subiect nu aș vrea să continui. Pentru că este o vorbă, faptele vorbesc. Am înțeles. Domnul Chiței, vă rog. Și până la urmă, orice, sau mă rog, o pierdere valoroasă în altă parte înseamnă un câștig important pentru noi la ProRomânia. Mulțumesc, Cătălin. Aveam nevoie de un profil asemănător Emilie Arcan, aveam nevoie de un om de valoarea până la urmă și cu o imagine atât de bună precum a doamnei Arcan. Gândiți-vă că ProRomânia propune la președinția Consiliului Județean Neamț prima femeie președinte de Consiliul Județean din România. E un profil interesant. A fost timp de 6 luni, dacă nu mă înșel, 6-7 luni, președinte de Consiliul Județean, interimar într-adevăr la Consiliul Județean Neamț, iar impresia acelor 6 luni de interimat este una, dacă nu bună, chiar foarte bună. Adică un profil peste medie. Păcat că timpul a fost foarte scurt și nu am avut timpul foarte scurt, într-adevăr, în administrație 6 luni, un an de zile înseamnă nimic în momentul în care vrei să imprimi o direcție unei anumite instituții și unei instituții care coordonează alte instituții în subordine, cu diferite profile și cu diferite lucruri de făcut. Dar asta nu înseamnă că nu putem să preluăm toate proiectele începute și în curs de derulare, să le ducem mai departe. Și acest lucru poate să facă Emilie Arcan împreună cu echipa pe care o are, o echipă extraordinară și spun telespectatorilor că Partidul ProRomânia are o structură extrem de frumoasă și de valoroasă, așa cum este Cătălin Chiței, care a fost administrator public timp de 2 ani de zile la Consiliul Județean, a demonstrat că știe să facă administrație publică și foarte mulți colegi pe care avem în echipă, candidați la funcția de consilier județean. Sunt mândră că fac parte din această echipă tânără, frumoasă, determinată și sunt sigură că va fi o echipă de succes. Da, haideți să vorbim un pic despre proiectele dumneavoastră, despre ceea ce face și despre modul în care oamenii răspund la provocarea pe care o aduce ProRomânia la nivelul candidaturii la Consiliul Județean. Sigur că în această competiție sunt foarte mulți competitori. Toți competitorii vin cu proiecte în fața cetățenilor spre dezvoltare, spre a schimba fața județului, spre a schimba județul, spuneau unii. Județul nu se poate schimba. Fața județului nu o poți schimba, doar venind cu proiecte viabile, proiecte concrete pe care știi că poți să le derulezi pe parcursul mandatului de 4 ani. Da, Partidul ProRomânia, echipa de colegi pe care are ProRomânia, are un program în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului. Este adevărat, un accent deosebit. Vom pune, are 10 proiecte pentru dezvoltarea județului. 10 proiecte, cu 10 proiecte vine ProRomânia în fața cetățenilor. Pornind de la sănătate, învățământ, turism, cultură, infrastructură, mediu de afaceri. În principiu toate domeniile mari, unde politica publică a Consiliului Județean poate să aibă o influență directă sau o influență indirectă. Că până la urmă trebuie să clarificăm și rolul unui Consiliu Județean în toată... Da, că foarte multă lume vine și vorbește, vom face școli noi. Cunoaștem și înțelegem.
dar n-are nicio legătură. Când faci această afirmație, trebuie să ții cont, mă scuz numai puțin, Cătălin, asta înseamnă când suntem în duet și trebuie să ne completăm unul pe altul. Când se spune că se construiesc, este nevoie să se construiască școli noi. Păi dacă noi stăm bine să ne gândim, școli avem. Noi ne trebuie să avem elevi ca să meargă la școli. Și mai ales dacă suntem la început de an școlar, ne pregătim de începerea noului an școlar și acest lucru este posibil să se facă doar, să spun așa, din cauza, vreau să spun din cauza, nu datorită, din cauza acestor guvernanți care guvernează România, într-o perioadă atât de grea, atât de dificilă, într-o perioadă extrem de complicată în tot ceea ce înseamnă deschiderea noului an școlar. România este nepregătită pentru acest lucru. România este nepregătită pentru începerea noului an școlar, ținând cont că toată planeta aceasta se confruntă cu pandemia de coronavirus. Dar discutăm punctual de județul Neamț. Vedem cu toții ce se întâmplă, mai ales acum, când școlile sunt nepregătite, se aruncă responsabilitatea și vina pe directorii de școli, pe dascăli, pe învățători, pe personal auxiliar, pe părinți și conducătorii înalți nu au venit cu nicio soluție, cel puțin cu nicio soluție viabilă ca să poată să dea încredere părinților să-și trimită copiii la școală. Da, lucrul acesta deja a devenit o obișnuință. Avem o criză, întotdeauna spune, doamne, ne-au surprins lucrurile. Deci, totuși, pandemia există din martie, nu? Și dacă ne amintim foarte bine, în luna februarie, la început de pandemie, la începutul lunii martie, toți guvernanții, Orban, împreună cu prim-ministru Iohannis, în ghilimele, da, pentru că dânsul este prim-ministru și premierul Orban este personal, auxiliar, cred că, au ieșit pe posturile de televiziune spunând că nu există pandemie, să schimbe posturile de televiziune la cei care derulează acest mesaj, să se uite în altă parte, să închidă televizoarele, dar nici de cum să nu se uite la această manipulare. Și ia uitați-vă că suntem în luna septembrie și primul ministru, în ghilimele, Iohannis, face conferință de presă în fiecare zi și spune cât de gravă este această pandemie asupra oamenilor din România. Asta mi-aduce aminte de perioada 2008-2009, când toată lumea se pregătea de criză economică. Noi fiind în campanie electorală, guvernul Tăriceanu de la acel moment ne spunea, domnule, stați niștiți, noi nu va fi nicio problemă. La fel cum același guvern, același guvern, că până la urmă aceeași coloratură, că domnul Tăriceanu a schimbat barca, dar până la totul guvern PNL, ne spune că la anul noi nu vom avea nicio problemă economică. Și totuși ne pregătim de o criză importantă, nici nu o putem cuantifica. Ceea ce știm la momentul ăsta e că economia a frânat brusc cu 30%, ceea ce știm că încasările la buget au scăzut cu 20%, ceea ce știm este că nu s-a făcut nicio ajustare în ceea ce privește cheltuielile bugetare, ceea ce știm este că ne împrumutăm într-o ritm nebun. Citeam zilele trecute în ziarele economice, se vorbea de aproape 800-900 de euro pe minut sau pe secundă, oricum lucruri greu de închipuit. Greu de închipuit, de imaginat și mai ales o moștenire, eu am mai spus, o moștenire grea pe care o vom lăsa generațiilor următoare, doar bazându-ne pe ceea ce înseamnă o perioadă de campanie electorală. Dar vreau să revin un pic la discuția adinară cu aruncarea responsabilității în curtea directorilor de școală sau a primarilor. Noi avem o problemă sistemică în România. Sistemul administrativ din România este organizat prost. Și de ce este organizat prost? Pentru că legal avem autonomie locală. De acord, toată lumea e liberă să facă ceea ce vrea și să se gospodărească, dar principia resursele sunt tot centralizate. Deci pot să fac ceea ce vreau, dar nu am cu ce, pentru că depind întotdeauna sau ar trebui să nu mai depind întotdeauna de ceea ce înseamnă o decizie politică sau de o relație la capitală. Bun, avem un sistem de învățământ clar centralizat. Cum la momentul ăsta să vii să spui și să
pui responsabilitatea sanitară și de siguranță a copiilor pe umerii unor directori de școală. Cum îți poți închipui că poate să funcționeze așa ceva? Niciodată. E o neasumare de responsabilitate și nimic mai mult. Și o pasare. Nu știm ce să facem, nu avem soluții. Cine trebuie să răspundă? Care sunt oamenii cei mai mici din interiorul sistemului care pot lua decizii în acest sens? Vă spun eu. Directorii de școală. Da? Pentru că se dă această vină și această responsabilitate se aruncă în curtea aceasta a directorilor și a profesorilor și a părinților și a tuturor celor care încearcă să supraviețuiască în unitățile de învățământ, în condițiile în care inspectorul școlar de la Inspectoratul Școlar General Neamț, pe nume domnul Obreja, îl vedem de dimineață până seara în campanie electorală pe străzile din municipiul Piatra Neamț, lipsit de bun simț, lipsit de conștiință, de empatie față de copii, în condițiile în care pun pe primul loc politica și mâine poi mâine bate la ușă începerea noului an școlar. Au susținut cu orice preț ca anul școlar să înceapă pe data de 14. În condițiile în care unitățile de învățământ nu sunt pregătite, nu sunt dotate cu dezinfectanți, nu sunt dotate cu circuite bine stabilite, nu sunt dotate cu aparatură medicală, cu personal, până la urmă. Despre toalete nici nu mai discutăm. Dacă și în ziua de astăzi, în secolul 21, am ajuns cu toții să ne mirăm de ce există 20 și ceva de școli din județul Neamț care nu au toalete în interiorul unității de învățământ. Da, dar nu sunt dotate și cu altceva. Cu informații, oameni. Dar nu ne ajută cu nimic ca informația. Pe noi informația acum nu ne ajută. Ne ajută și informația, domnul Polănescu, dar cred că pe unui copil este mai util să se spele pe mâini la momentul ăsta. Eu vă întreb așa. Cine îmi poate spune mie pe 14 septembrie ce se întâmplă? Cine ne poate spune nouă, tuturor cetățenilor din județul Neamț, dacă există unități de învățământ care nu au autorizație de funcționare? A, bine, asta... Păi cum funcționează unitate de învățământ dacă tu nu ești sigur că acea unitate poate să fie deschisă și să funcționeze la standardele impuse de lege? Păi haideți să vorbim despre sursele de apă, despre modul în care aceste surse de apă sunt conforme sau neconforme, dacă au buletine de analiză sau nu. Eu mă întreb cum va începe școala, de exemplu, la Pipirig. Vă dau un exemplu. Zilnic primim câte un mesaj care spune așa: datorită ploilor, nivelul de turbiditate al apei la Pipirig nu permite să fie trimisă în sistem, așa că se va opri apa. Bun, la școală ce se întâmplă? Ce la școala din Pipirig și în alte locuri din județul acesta. Dacă vorbim de autorizații de funcționare, păi să ne aducem aminte. De cât timp nu sunt școli fără autorizație de funcționare? Și ele funcționează. De ce? Probabil că acum vom avea autorizații de funcționare COVID. Nu știu, poate o fi și din asta. Ei, nu ar fi o problemă să le inventăm, adică, da. Știți cum e până la urmă. Nu. Este o indolență și o lipsă de profesionalism și acest lucru se datorează faptului că sunt promovați oameni incompetenți pe structuri de conducere și de decizie. Acesta este motivul pentru care noi astăzi ne aflăm aici. Și ce ne propune Pro-România în domeniul acesta? Avem proiecte în acest sens, pe zona de învățământ. Voi pune un accent foarte mare pe această zonă în care copiii trebuie să vină la o școală, măcar la standardele Uniunii Europene, dacă nu mai sus, pentru că școlile trebuie să fie dotate cu aparatură, trebuie să fie dotate cu mobilier corespunzător, pentru că am intrat în săl de clasă și am văzut niște bănci de micuții, nu știu cum stau în băncile respective, toate zgriate, toate rupte, toate... Și totuși, zic eu că s-au alocat fonduri în acest sens. În afară de acest lucru, ne dorim,
Avem un proiect îndrăzneț cu fonduri europene. Ne dorim să facem niște campusuri, ca județul nostru să dețină fonduri și să putem să construim acest campus, cum era odată internatele. Sunt foarte mulți copii care vin la școli în orașul Piatra Neamț, în orașul Roman, municipiul Roman, copii care nu au unde să locuiască, nu au unde, cum erau internatele pe vremuri, dar acum locurile sunt limitate și sigur că ne bucurăm că sunt foarte mulți copii, dar nu au locuri de cazare, nu au o masă caldă, nu au condiții de cazare și așa mai departe. Eu, dacă voi ajunge să conduc Consiliul Județean Neamț, voi pune accent deosebit, în primul rând, pe sănătate și învățământ și apoi pe restul proiectelor care urmează să se deruleze în județul Neamț. Da, este o declarație, ca să spun așa, program. Dar haideți să... Pe mine ce mă îngrijorează? Mă îngrijorează că la nivelul celor care sunt în urma politicienilor, celor care sunt prima poziție, președinte, primar, mi se pare că există o degradare continuă a nivelului de profesionalism și de integritate. Și lucrul acesta ar trebui schimbat, nu poate fi schimbat de noi, ci de cei care sunt în jocul respectiv. Deci presupunem că dumneavoastră ajungeți președinte, că candidații dumneavoastră ajung primari. Cum vedeți dumneavoastră că funcționează lucrurile în continuare? Aducem consilieri ai președintelui numai pe criterii care țin de niște mici ghișefturi politice și înțelegeri politice, sau aducem oameni cu competență acolo? Cred că sunt bineveniți și acești consilieri pe care trebuie să-i aibă un președinte de Consiliu Județean, pe care trebuie să-i aibă un primar sau, cum se cheamă acum, city manager sau ce, unitățile administrativ-teritoriale din teritoriu. Însă, dacă un conducător nu are expertiză profesională, dacă nu este bine pregătit, dacă nu este aplecat asupra problemelor cu care se confruntă comunitatea, nu este locul lui într-o structură de conducere. Trebuie să fii un bun manager, trebuie să empatizezi cu oamenii, să empatizezi cu copiii, cu tinerii, să vii să-i ajuți, nu doar să ieși, să faci poze, să le pui pe Facebook și asta este tot ceea ce se poate face într-o administrație publică. Știți de ce am deschis discuția asta? Pentru că sunt convins că domnul Chiței are niște păreri aici. Și știți de ce? Pentru că s-a lovit de această situație. Știu foarte bine cu ce probleme s-a lovit Cătălin în toată perioada cât a fost administratorul public la Consiliul Județean și chiar îl rog să actualizeze problemele cu care s-a confruntat. Mulțumesc că n-am să mai vorbesc neapărat despre probleme. Acum, dacă facem, trebuie să diferențiem foarte clar lucrurile. Dacă e să discutăm despre consilierii personali, trebuie să spunem că ei nu au un rol neapărat executiv. Ei au un rol de, până la urmă, consultativ. E clar că acolo ai nevoie de oameni, dacă este să-ți asumi un rol de conducere, ai nevoie de oameni pregătiți pe domeniile de activitate. Și ai nevoie de sfaturi, ca lider, ai nevoie de sfaturi dintre cele mai competente și dintre cele mai updatate, atât din punct de vedere legislativ, atât din punct de vedere a ceea ce se întâmplă peste tot în lume și atât în ceea ce privește realitatea din subordinea ta, realitatea din instituțiile pe care le conduci. Dar ceea ce nu-mi place și trebuie să o spun, pentru că am fost administrator public la 3 OAT-uri, nu doar la Consiliul Județean, am fost la 2 comune din județ și am ocupat poziția asta timp de foarte mulți ani. Nu-mi place pentru că după apariția codului administrativ, după modificarea legii de anul trecut, s-a politizat foarte mult această poziție și se discută doar în termeni politici. Am văzut de-a lungul campaniei electorale, mai ales dinspre partidul la guvernare, propuneri venind în campanie, inclusiv cu propuneri în ceea ce privește postul de administrator. Ori dacă ajungem să politizăm inclusiv până la urmă conducătorul aparatului tehnic, adică cel care
face lucrurile să funcționeze, da? Atât în ceea ce privește politica pe care tu, ca lider, ca partid de guvernativ, vrei să o imprime acele instituții, dar și în ceea ce privește cadrul legislativ, avem o problemă din ce în ce mai mare. Și ne vom adânci în modul acesta de a face administrație partizan, că până la urmă e clar că trăim într-un partizanat și într-un mod de a face administrație partizan. Cătălin, doamna Emilie, deci lucrurile par să meargă așa. Eu ajung la putere și mă gândesc că peste 4 ani am nevoie de voturi. Ca să pot să obțin voturi, trebuie să fac favoruri. Favorurile vin cam așa. Îl angajez pe Cutărescu prima dată, îmi aduc niște oameni lângă mine. Prin intermediul lor și al instituțiilor pe care le am, și aici vorbesc de societăți, de instituții care sunt subordonate, muzeu, de GHSPC, ce ori mai fi? Seculare, multe, teatru și alte. Carmen Seculare, teatru, legitări. Apaserv. Așa, deci prin intermediul acestora eu îmi creez o rețea de oameni care îmi vor rămâne datori. Corect. Și aceștia la rândul lor își vor aduce lângă ei alți oameni care îmi rămân datori. Asta sună, mi-aduc aminte de organizarea unei chestii care în limbajul de specialitate al polițiștilor pe criminalitate organizată economică se cheamă cupolă. Eu i-am spus administrația ceapă, dacă îmi permiteți. Și se vede foarte bine în structurile mari, ceea ce povestiți dumneavoastră și modul ăsta de a face administrație, se vede foarte bine. Adică structurile construite de partidele aflate la guvernare se văd atât de bine în modul în care funcționează și modul în care se pune problema într-o instituție, încât din afară nu ai cum să-ți dai seama. Dar odată ce ajungi acolo, se văd grupurile, se văd straturile și se percepe foarte ușor interesul fiecare. Nu miroase ceapă. Nu miroase ceapă, dar poți să plângi de la ea. Să știți că plângem cu toții în fiecare zi de neperformanță. Mi-a plăcut asta. Deci, nu seamănă mafie? Eu așa cred. Ei, nu știu dacă putem noi să E foarte dur spus. Avem elemente de... Dar, se pot simplifica lucrurile. În sensul că există la fiecare final de an o evaluare care se poate face și dacă vrei să o faci cu simț de răspundere, cu profesionalism, atunci vezi dacă persoanele evaluate merită să primească un calificativ corespunzător și, sau nu. Mergând mai departe, o să spună că stai puțin, că eu am venit aici la Consiliul Județean cu o forță în spate, nu mă dă nimeni afară, sunt funcționar public, am foarte multe drepturi, sunt protejat de lege. Este adevărat. Și aici sunt soluții. Doar trebuie să vrei, doar trebuie să vezi și doar trebuie să pui legea în aplicare. Chiar dacă durează câteodată mai mult. Chiar dacă durează mai mult, dar găsești soluții. Bun. Niciodată nu am acceptat să spun nu am soluție pentru a face un lucru. Există soluții pentru orice problemă pe care vrei să o rezolvi. Important este să o vezi, să o analizezi, să nu faci nedreptate. Este adevărat că în ultima perioadă aparatul de specialitate este la saturație maximă. Dar asta nu înseamnă că dacă vom veni și vom face administrație publică modernă, vom fi transparenți și vom aduce opiniei publice absolut toate demersurile noastre. Bun. Haideți, eu încerc să vă provoc. Suntem candidatul la președinția Consiliului Județean în studio și directorul de campanie. Haideți, eu o să iau niște fotografii pe care le-am luat de pe paginile dumneavoastră de socializare. O să vi le punem pe ecran, dumneavoastră vedeți ecranul în studio și vorbim de o comunitate. Haideți să vedem ce probleme ați descoperit acolo, ce candidați aveți și să discutăm în felul acesta la o emisiune de campanie, să fim cât mai aplicați. Dacă o să reușim, o să-l rog pe Bogdan, care este... Bun, înainte de a începe dumneavoastră să rulați imaginile, am să fac eu o mențiune în ceea ce privește candidații noștri. Eu sunt mândru cu chestiunea asta și am să o spun cât de des pot. Avem
în ceea ce privește gender balance-ul ăsta despre care tot discutăm, noi suntem, până la urmă, Pro-România, suntem un partid de centru-stânga, da? Suntem un partid de centru-stânga modern. Avem cele mai multe femei pe liste, avem cele mai multe candidate la funcția de primar femei din tot ceea ce au prezentat partidele politice. E, asta s-ar putea să fie o lovitură pentru alte partide. Avem singurul candidat femeie la președinția Consiliului Județean. Adică, din punctul ăsta de vedere, eu sunt foarte mulțumit în ceea ce privește lista de candidați. Dar avem un lider la funcția de primar al municipiului Piatra Neamț, pe doctorul Liviu Harbuz, împreună cu o echipă de excepție. Și sunt sigură că cetățenii din municipalitatea municipiul Piatra Neamț o să dea votul sigur, pentru că a demonstrat că poate să conducă foarte multe instituții de-a lungul timpului și cu siguranță va face o figură frumoasă și pentru municipiul Piatra Neamț. Bogdan, te rog să mărești poza dacă poți. Deci, aici aveți o poză de la români. Vorbiți-ne despre ce probleme sunt acolo și despre echipă. Comuna Română. Îmi permiteți mie? Vă rog, te rog, Cătălin. La România avem o candidată valoroasă. Vorbește de femeie, de aceea lasă. Maria Poenaru este numele dumneei, consilier local timp de 2 mandate. O femeie care își dorește foarte, foarte mult, dar profesor de învățământ primar, și o doamnă care își dorește foarte, foarte mult să schimbe ceea ce înseamnă imaginea comunei. Iar problema român, dacă e să mă întrebați pe mine, cea mai mare problemă a comunității este oboseala primarului actual, un primar care nu mai are nici energia, nici timpul, nici interesul să răspundă la nevoile comunității. Un primar care, și noi știm, atât eu și cât doamna senator, a abandonat de foarte multe ori și a abandonat de foarte multe ori comunitatea atunci când a trebuit să vină înspre județ și în ceea ce privește factorii de decizie, să ceară, să primească sau pur și simplu să-și dorească lucruri. Da, este o femeie puternică și determinată, un intelectual iubit de cetățenii din Comuna Români și noi suntem foarte bucuroși că face parte din familia noastră Pro-România. Săvinești. Avem imaginea imediat pe ecran, să vedem. Mare, vă rog. Îmi permiteți tot mie că vorbim tot doamne. De femeie. La Săvinești o propunem pe Simona Anzini. Simona Anzini este un întreprinzător din zona agricolă, o doamnă care își dorește foarte mult să schimbe profilul a ceea ce înseamnă activitatea din Săvinești. Cultivă câteva hectare, cred că, de legume, își dorește un sistem de irigație acolo, își dorește punerea în valoare a tuturor terenurilor din Săvinești, își dorește ca Bistrița să devină un plus valoare în Săvinești, nu doar un loc din care se extragă agregate minerale, și o doamnă care are un sprijin foarte, foarte interesant și foarte, foarte important dinspre comunitate. Deci comunitatea a acquiescat. Doamna Anzini a fost rugată de comunitate să intre în această competiție, o competiție extrem de grea, și a pornit cu atâta entuziasm și sunt convinsă că dacă pe toată perioada aceasta a campaniei electorale o să pătrundă în sufletul și în inima cetățenilor din Comuna Săvinești, sigur că cetățenii o să o aleagă pentru că merită, este un întreprinzător de valoare, o persoană cunoscută de aproximativ 85% din cetățeni. Am ieșit cu dânsa pe stradă și spun toate aceste lucruri pentru că am văzut feedback-ul din partea cetățenilor. Acum nu trebuie să luăm chiar tot ce spune cetățeanul nostru. Nu, important. Eu am făcut această experiență cu dumneavoastră pentru că mi se pare că ar trebui candidații, măcar cei de la județ, când vin să vorbească și despre echipa care vine din spate, primarii noastră, aduc și ei, aduc voturi pentru Consiliul Județean. Domnul Bălănescu, județul este compus din 83 de puzzle-uri. Un județ este până la urmă o formă abstractă, da? Un județ nu are un teritoriu pe care îl administrează. Are niște subunități care administrează teritoriul și care, până la urmă, acele subunități au grijă direct de oameni, da? E simplu. De la Săvinești mergem puțin la Zănești? Hai să vedem imaginea de la Zănești. Dacă avem, cred că e Zănești, vă rog să măriți. Da, Ionuț. Da, aici, într-una din zile, Ionuț
Constantinescu. Ne-a invitat în parcul central ca să ne prezinte echipa și să pornim în forță în campanie pe la porțile cetățenilor din Comuna Zănești. A fost o experiență frumoasă. Ionuț este un tip, un întreprinzător, dar un tip timid și când ne-a văzut pe toți acolo, a spus că a extras toată energia de la noi și poate să meargă în campanie ca să prezinte proiectul pe care îl are pentru comunitatea din Zănești. Mă bucur că tinerii s-au alăturat echipei noastre. Mă bucur că tânărul Ionuț Constantinescu are o echipă frumoasă acolo la Zănești și cu siguranță va scoate un scor zdrobitor. Iar la Zănești, să știți că Ionuț cere și cere foarte. Ionuț împreună cu echipa lui, să știți că cere respect. Și a bazat foarte mult din program pe ceea ce înseamnă respect. Respect din partea administrației publice în ceea ce privește relația cu cetățeanul. Ionuț e un tânăr de 31 sau 32 de ani, a trăit foarte mult timp în Occident, a plecat de tânăr, a trăit în Occident, s-a întors în România, are unul sau două depozite de materiale de construcții, nu a făcut politică, deci până acum ați prezentat... Chiar vreau să zic, văd aveți trei candidați în momentul ăsta. Un întreprinzător privat cu materiale de construcții, da. Un agricultor, deși nu e mai mult decât agricultor. Mai mult decât agricultor și doamna Poenaru, care e profesor, profesor. Primar, da. Da. Mergem mai departe, nu mai știu exact, cred că la Farcașa, dacă putem mări imaginea, se poate imaginea mare? Se poate. Cât da, se poate? Aici suntem pe ulițele satului din Farcașa, cu domnul Gheorghiu Cristian, coincidența face că are același nume cu actualul primar în funcție. Poate să fie un avantaj la față. Da. Nu mai candidează. Dânsul nu mai candidează. Nu? Dar iată că numele îl poate duce mai departe pe fotoliul de primar în Comuna Farcașa. Și dânsul este un întreprinzător, un om valoros în Comuna Farcașa, iubit de oameni. Are un... Fermă, nu? Are un nume foarte interesant. Da, are, mă rog, un nume local, ca orice muntean, știți cum deci, e pe lângă numele. Nu știa nimeni. O poreclă. Poreclă, dar el se mândrește cu porecla asta și o și folosește. Și... Păi puneți-o pe afiș. Domnul Gheorghiu este un muntean așa cum știți că sunt muntenii. Eu am lucrat 6 ani la munte și un om puternic, un om direct, un om drept, un om tăios. Și un om care a spus, domnule, nici el n-a mai făcut politică, să știți, este la prima experiență și, domnule, mie mi-ajunge, nu mai vreau, eu vreau să mă implic, vreau să câștig, vreau Farcașa asta să fie, să fie altceva. Altfel. Așa cum știe să-și gestioneze proprietatea privată, cum știe să-și gestioneze și să administreze business-ul pe care îl are, vrea să pună să se pună și în slujba cetățeanului. Deci, observ că aveți oameni determinați, ceea ce e mare lucru, să vină tineri și să fie hotărâți să meargă spre politică și spre administrație mai ales. Avem nevoie, județul Neamț are nevoie de așa oameni cu experiență, oameni care au condus instituții, au condus business-uri, au fost afară, au văzut modul cum se lucrează în afară și vor cu orice preț să aplice și la noi în județul Neamț. Haideți să mergem într-un fief așa mai considerat impenetrabil de multă lume, Târgu Neamț. Avem imaginea, dacă se poate, măriți-o, este într-o sală, probabil da, că... aici ne organizam, era... ceva mai în urmă, da? Dar nu știu de pe unde le mai scoateți dumneavoastră. Era în perioada de precampanie. Asta era în perioada de precampanie, da. La Târgu Neamț, doamna Santor, dacă îmi permiteți. Te rog, la Târgu Neamț am ales să mergem pe mâna unui om cu experiență, Constantin Iliescu este numele lui. E un om care investitor privat. E un investitor privat important. Important. Da. Este un om care are, cred că, unul sau chiar două mandate de consilier local la Târgu Neamț, deci știe foarte bine atât cum funcționează administrația acolo, cât și jocurile care se fac în interiorul orașului. E un fief greu de spart, dar domnul Iliescu este motivat, este dispus să investească timp, energie în campania lui. Și tot ce mai trebuie, că până la urmă trebuie să înțelegem cum campanie se ține și cu bani, vrem, nu vrem. Exact. Vrem, nu vrem, e nevoie și de bani. Și să aducă un rezultat frumos atât pentru dumnealui cât și pentru Pro România. Am înțeles.
Da, o să mi se spune să măresc pozele. Nu pot, atâtea sunt de mari, mai mult nu pot. Le-am cules și eu așa în timpul emisiunii, de pe unde pot și de unde reușesc. Să vedem dacă mergem. Știu că aveți o echipă interesantă, dacă nu mă înșel. Uite, îi dau drumul aici. Dacă Bogdan consideră că e destul de mare acum poza, te rog să o pui. Da, da, la Costișa, te rog tot pe tine că... Avem o doamnă de toată minunea acolo. La Costișa avem o doamnă, cuvântul care o caracterizează pe doamna Grigoraș este determinarea. Este o doamnă capabilă să mute munți doar ca să schimbe lucrurile. E un întreprinzător privat, bineînțeles. E un om care nu a mai făcut politică. E o doamnă valoroasă și un luptător. E un luptător care câteodată se luptă și cu noi mai mult decât ar trebui, chiar și în interiorul partidului. Ceea ce nu este rău. Nu e rău. Evident că nu este rău. Noi încercăm să-i ținem piept și să, mă rog, să învățăm să-și coordoneze până la urmă tot entuziasmul ăsta pe lupta adevărată care se poartă la Costișa, unde, după cum știți, primarul în funcție nu mai candidează și atunci e un câmp de bătălie deschis pentru toți candidații. Deci doamna Grigoraș, da, Ileana Grigoraș, i-am zis Elena la un moment dat și a spus nu, eu sunt Ileana. Ileana Grigoraș este un manager de excepție. A lucrat foarte mulți ani afară, în străinătate. Aici suntem în fața casei la dânsa. Se vede așa căsuța aia mică din spate. Da. Da. Amărâtă sărăcuța. Și cu flori multe. Și cu foarte multe flori. În schimb, are o echipă extraordinară. Oameni de mare valoare. Foarte mulți dintre colegii noștri de la Costișa nu au mai făcut politică. Și vine așa cu un suflu nou și își doresc cu orice preț. Cred că este o mare plăcere să mergi și să vezi, da, oameni care n-au făcut politică și vor să se implice. Este extraordinar. Este extraordinar. Eu nu am mai trăit momentele acestea de foarte mult timp, dar când văd oameni implicați, determinați, oameni care, de care să nu tragi, de care să nu îi obligi sau să nu se simtă obligați că le cer prea mult. Așa cum spunea Cătălin, Ileana noastră vine de foarte multe ori, ne mobilizează, ne determină să fim cu energie și să, și într-adevăr extragem și noi la rândul nostru energia de la ei. Haideți, de la acești oameni frumoși. Haideți să extragem niște energie de la Tașca, cred, nu știu. La Tașca, într-o zonă în care este o doamnă primar, care a fost singura doamnă primar independent, dacă nu mă înșel. Da. Așa, ce propuneți la Tașca, cu ce veniți și ce energii sunt acolo și ce probleme sunt acolo? Probleme, nu știu, nu s-au ridicat foarte multe probleme punctuale, însă energia, tenacitatea, determinarea domnului Iosifescu și a echipei pe care o are, văd că o pun în valoare și își doresc cu orice preț să câștige alegerile acolo la Tașca, în condițiile în care, așa cum ați spus și dumneavoastră, avem o femeie puternică, pe Dana Ursache. Eu l-am găsit pe domnul Iosifescu în organizația Pro-România, Neamț. L-ați adoptat, politică, ca să zic așa. Da, eu l-am preluat din mers. A făcut politică cu ceva timp înainte, dar îl văd un tip determinat, organizat, își dorește să schimbe lucrurile în comunitate, își dorește ordine, curățenie, își dorește, are și dânsul un program de guvernare locală pe care îl promovează, așa cum știe fiecare candidat în comuna pe care o... În ceea ce privește situația de la Tașca, aș mai vrea să fac o mențiune și v-aș ruga pe dumneavoastră să vă interesați, să vedeți cât secretar de OAT candidează anul ăsta la alegerile locale și o să rămâneți surprins. Pentru mine, cunosc eu vreo 5. Pentru mine asta este un element care îmi dă nesiguranță pentru viitor. Să știți. De ce? Pentru că o poziție de conducere atât de importantă ca unui, ca acela de secretar de OAT, nu ar trebui sau nu, cel puțin nu în felul ăsta, să facă transferul de la o poziție de conducere în momentul în care ești conectat la tot ceea ce înseamnă informație la o poziție politică.
Iar avem cazuri, dacă o să căutați pe internet, la Botoșani avem un caz foarte interesant, un fost secretar de comună care candidează așa independent, are, cred că e la al patrulea mandat, dar care la alegerile astea a ales să apară pe BNR și cu candidatul PNL la Consiliul Județean și cu candidatul PSD. Comuna era înțesată de BNR, domn primar era pe toate BNR-le, ca să fie mai simplu. Păi, cum să spun, a creat, cum se cheamă, cum era la noi, Marea Familie... Marea Familie, comuna, pot să-și spune, comuna deci, Sahoi, comuna natală tatălui meu. Deci, da, o cunosc, deci Marea Familie, Marea Familie. Devine foarte periculos devine foarte periculos pe ceea ce înseamnă, până la urmă, democrația internă a unui comune, ca un om din poziția de secretar să facă pasul la politică și, practic, închide, că asta se întâmplă, o să vedeți în cele mai multe cazuri, închide mediul politic din acea localitate. Și într-o perspectivă de 2, 3, 4, 5 mandate, nimeni nu o să mai aibă acces la ceea ce înseamnă informația, până la urmă, politică și de dezvoltare a acelei comuni. Pe de o parte, pe de altă parte, este dreptul fiecăruia să candideze, așa cum și noi avem candidați în toate comunele, chiar dacă pe unii deranjăm, chiar dacă pe unii îi supără, chiar dacă pe unii, pentru unii suntem incomozi, dar... am obținut acest drept după 1989, dreptul de a alege, de a fi ales, de a conduce, de a fi conduși. Zic eu că nu trebuie să se supere nimeni din acest punct de vedere. Este loc sub cerul liber pentru toată lumea. Este loc pe buletine de vot pentru toată lumea. Este loc pe buletinele de vot. Este loc în această societate în care trăim. Ce poziție ocupați pe buletinele de vot, de curiozitate? Este foarte interesantă poziția noastră, cea de la președintele Consiliului Județean, candidatul președintelui Consiliului Județean și cea de a consilierilor județeni, poziția 2 pe buletinele de vot. Și foarte bine că pe poziția 1 la municipiul Piatra Neamț se regăsesc colegii noștri, respectiv doctorul Liviu Harbuz la funcția de primar și colegii noștri consilieri locali. Deci poziția 1, așa cum a rânduit sorții noștri, să ne extragă și să fim 1 la Piatra Neamț și 2 pe județul Neamț. Este adevărat că e o mare problemă în acest sens, pentru că dacă avem circunscripții electorale în tot județul, s-a produs așa o stare de confuzie, de nu vă puteți închipui. Da. Pentru că în momentul în care deschizi buletinul de vot, Consiliul Județean este adevărat că se regăsește aici, în colțișorul ăsta. Dar se întâmplă să avem primar și pe poziția 4, și pe poziția 3, și pe poziția 5, în funcție de cum a fost extras. Da. Și aici, dacă colegii noștri din teritoriu nu o să fie foarte prudenți, atenți, să explice electoratului nostru ce înseamnă buletinul de vot, să citească, cetățeanul când merge la cabina de vot, să citească ce înseamnă buletin de vot pentru candidat la funcția de primar. Păi ne aducem aminte că la funcția de primar la municipiul Piatra Neamț este numărul 1, dar la Târgu Neamț este alt număr, dar la Bicaz este alt număr, la Săvinește alt număr sau la Ruznov alt număr. Deci diferă de la comună la comună. Să vedem ce ne propuneți dumneavoastră la Gherești. Am găsit o poză frumoasă. Sunteți așa pe o scară. E plin acolo, dacă nu mă înșel. Măriți un pic poza, vă rog. Candidatul nostru de la Gherești. Dacă nu mă înșel. Nu vă înșelați. Da. Maricelu Ștoc. Maricelu Ștoc e numele lui. Da. Este la prima experiență politică. Este un test. Eu fac un test acum. Nu e o problemă. Dacă vă cunoașteți candidații. Eu... Este la prima experiență politică și el. Este inginer de meserie. Face cadastre. Și dacă mi-a povestit și mi s-a plâns în ceea ce privește probleme de la Ghereiești, mi-a spus, domnule, nu e normal ca într-o comună unde noi avem magistrala de gaz să nu avem gaz. Ghereiești e paradoxul paradoxurilor în ceea ce privește utilitățile publice. Și asta e principala problemă pe care Maricel... Uitam aici pe scară și număram, erau vreo 20 și ceva de oameni. Dacă... Da, o echipă... Dar aici eram tot în precampanie. Tot în precampanie. Da, în precampanie. Între timp, aici ne organizam. Da. Nu, că nu. Acum, în campanie electorală, noi nu stăm în centre închise sau undeva. Mergem în aer liber, mergem pe teren, mergem să discutăm cu electoratul, mergem să facem campanie dor cu dor. Dor cu dor. Asta este cea mai sănătoasă campanie. Deci... Și cine spune că Emilia Arcan și cu echipa de la Pro România merge doar să facă poze și să pună pe Facebook,
este o mare, se înșeală foarte tare, dar e foarte bine să gândească așa, că lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Vă mai propun o singură oprire, deși așa mai am mai multe fotografii. Spuneți-ne aici, cred că este la Vicaz. Cred. Nu știu, da, măriți poza, da, mă da. Rog. Da, în orașul Vicaz. Și aici avem un candidat de forță, fostul comandant al poliției din Vicaz, pensionat de vreo un an și ceva, domnul Pintilie Tomică, are și dânsul o echipă frumoasă acolo la Vicaz, își dorește cu orice preț să administreze orașul Vicaz așa cum a știut să administreze și poliția din orașul Vicaz. Foarte mult timp a manageriat, a știut să conducă o instituție publică. Și chiar dacă diferă ca obiect de activitate, dar este un bun manager și avem încredere că și la Vicaz o să facă o figură frumoasă echipa noastră de la Pro România. Deci, acesta este periplul pe care l-am făcut printre câteva OAT-uri și candidat pe post de Pro România. Haideți să încercăm să tragem o concluzie după această emisiune. Eu, dacă ar fi să trag o concluzie, pentru mine ar fi faptul că aveți mulți candidați la funcția de primar care ar trebui să aducă un suflu nou în campaniile din comunitățile respective și în momentul în care o campanie se termină fericit, să aducă un suflu nou în administrație. Vin tineri, mulți dintre ei, aveți și exemplu de la Bicaz, un om cu experiență, vin foarte mulți tineri care ar trebui să vină cu mentalitatea nouă, aceea a antreprenorului. Asta și eu, au mentalitate, ați auzit și din expunerile noastre, trei, cred că, dintre cazurile pe care le-ați prezentat, sunt oameni care au trăit în Occident, s-au întors și au încercat să construiască aici. Sunt foarte energici, sunt foarte implicați, sunt foarte determinați. Eu sper comunitățile lor să le înțeleagă și ei să aibă capacitatea să transmită mesajul lor foarte bine în interiorul comunităților, să explice oamenilor ceea ce își doresc, astfel încât să le câștige încrederea și votul. Ceea ce îmi doresc eu și mai mult este ca în cazul unui eșec, să spunem că luăm în calcul și eșecul, s-ar putea ca unii dintre ei să nu câștige, s-ar putea unii să câștige, s-ar putea ca unii să nu câștige. Ce îmi doresc eu în etapa a doua este să-i motivez atât de mult încât să rămână pe pozițiile de consilier, să rămână în administrație, să înțeleagă că lupta este de lungă durată și să se bată în continuare zi de zi, ședință de ședință, astfel încât să-și impună punctul de vedere. Așa cum ne dorim cu toții să atragem oamenii plecați afară, ne bucurăm foarte mult când vedem atâta energie din partea acestor oameni, cu atâta determinare și cu atâta dorință de a-și pune proiectele în aplicare în comunitatea de unde s-au născut, au crescut, au învățat și iată că timpul i-a trimis să muncească afară. Venind înapoi în țară, acasă, în comunitatea lor, cu experiența, cu ceea ce au luat mai bun de la cei care au știut de-a lungul timpului să facă afaceri în Occident, să-și pună în practică proiectele lor astfel încât să dea un alt suflu, o altă forță, o altă față comunității pe care doresc să o conducă. Au spus așa, în foarte dese rânduri, nouă nu ne mai trebuie nimic, am venit să muncim în România, dar parcă nu avem conducătorul potrivit în fruntea comunității. Sunt tânăr, nu știu dacă am credibilitate, nu știu dacă pot să conving electoratul din comuna mea ca să-mi dea votul, dar este un început de drum. Este un pas pe care îl facem în administrația publică și vrem să ne punem cunoștințele în aplicare. Cunoștința pe care am acumulat-o de-a lungul timpului în străinătate. Eu zic că ar fi și un semnal, un om care se întoarce, ajunge primar, ar fi un imbold pentru mulți care stau afară și șovăie, mai rămân, ar veni acasă să facă pasul spre o repatriere sau, mă rog, măcar parțial cu afacere. Evident, sau este o decizie importantă în viața unei familii, o repatriere de felul ăsta și ea trebuie să fie... E nevoie de, până la urmă, de curaj. E nevoie de un imbold, da, de un curaj și ăsta ar putea să fie. Și de un cadru. Și de un cadru. Evident, nici nu mai discutăm despre cadru. Este păcat că timpul a fost foarte scurt.
în ceea ce înseamnă să ne organizăm. Noi am acoperit doar 60 de comune din cele 83 de OAT-uri, comune, orașe, municipii. Dacă timpul ne mai permitea, sigur că puteam să acoperim și celelalte 23 de comune, dar nu vă spun câte persoane au venit după ce s-a încheiat procesul de depunere a dosarelor. Oameni tot la fel, care au auzit din vorbă în vorbă, din ceea ce am mai prezentat și noi, oameni care au venit de afară, care vor să se localizeze de unde au plecat, în județul Neamț, și vor să se implice în administrația publică. Este un semnal extraordinar de bun și de benefic până la urmă de noi, pentru noi toți. Din păcate, trebuie să ne oprim aici. Mai avem un minut. Vă rog să trageți dumneavoastră concluziile, pentru că eu... Pentru că eu trebuie să închei după un minut emisiune. Pentru Pro-România, acest ciclu electoral și participarea la aceste alegeri, dincolo de regretele poate pe care le avem, dincolo de neajunsurile pe care le-am întâmpinat sau pe care n-am reușit să le rezolvăm, va fi un mare plus. Și anume, noi vom face parte din consilii locale, vom câștiga primării, vom face parte din Consiliul Județean. Un partid care până acum nu a existat în punct de vedere administrativ la nivel local, după 27 septembrie va conta, va participa la luarea deciziilor, da? Și nu va mai fi un balet doar în doi actori, cum a fost până acum, între actorii mari PSD-PNL. Cel puțin la Sperna Neamț va fi un balet în patru. Atât cel noi, cât și colegii de la USR Plus, care și ei vor penetra și vor avea putere de decizie prin diferite consilii locale și în Consiliul Județean. Da, este adevărat. Aceasta va fi imaginea spectrului politic nemțean, cel puțin patru. Da, patru jucători care vor trebui să coabiteze într-un fel. Este interesant că trebuie să dăm șansa tuturor. Mai mult decât atât, este pentru prima dată când Partidul Pro-România intră în acest proces electoral, pentru că ne-am înființat din 2018, nu am mai trecut prin alegeri locale, prezidențiale și europarlamentare au fost, dar locale nu. Nu am avut posibilitatea să descoperim oamenii, oameni dornici care vor să conducă frâiele comunității. În încheiere, rog electoratul din județul Neamț să reflecteze foarte bine asupra tuturor candidaților, atât la cei care suntem înscriși în competiția pentru președinția Consiliului Județean, dar și la acești oameni minunați, consilieri, candidați la funcția de consilier județean, pentru că au un rol important în luarea deciziilor în luarea deciziilor la nivelul Consiliului Județean. Degeaba poți obține funcția de președinte de Consiliul Județean dacă nu ai echipa lângă tine, dacă nu ai majoritate în Consiliul Județean ca să poți să iei decizii. Proiectele mari se fac cu majorități. E adevărat. Altfel nu se pot face. Rog cetățenii să fie foarte atenți, așa cum încercam să spun, că buletinele de vot sunt diversificate, dar pe mine, la funcția de președinte al Consiliului Județean candidat, mă găsiți pe poziția 2, în dreapta sus aici, cum deschideți buletinul de vot. Veniți între emisiune. Atât pe mine, cât și pe colegii de la candidați la funcția de consilier județean. Pe numărul 1 la municipiul Piatra Neamț, echipa de la municipiu, doctorul Liviu Harbuz, primar, echipa de consilieri primar. Numărul 1, municipiul Piatra Neamț, numărul 2, Consiliul Județean, pe toate buletinele de vot din tot județul. Vă mulțumim. Oricum vă mulțumim anticipat că ne dați votul, dar aveți încredere în determinarea noastră, în profesionalismul pe care îl avem și pe care îl putem oferi în administrației publice, dar și de corectitudinea noastră, care este esențială. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc și dumneavoastră succes. Mulțumim. Și să ne vedem în următoarele dezbateri și emisiuni informative. Cele bune, oameni buni, să aveți o zi plăcută pe parcursul zilei de astăzi. Vom mai intra în direct cel puțin de două ori de la niște evenimente locale. La revedere, numai bine! Mulțumim și noi!